Bună dimineața și pacea Domnului tuturor! Lăudăm pe Domnul în dimineața aceasta cu o cântare care evocă statutul nostru pe pământ și dorul nostru spre Dumnezeu. Suntem străini și călători, căci țara noastră este sus. Privim spre dânsa doritori, până la venirea lui Iisus. Nu va mai fi decât puțin spre a mai trăi ca peregrin, Iisus venind, cum ne-a promis, ne ia cu El în paradis. Și apoi când Domnul va veni și va aduce ce-a promis, atunci străini nu vom mai fi, ci cetățeni în paradis. Nu va mai fi decât puțin spre a mai trăi ca peregrin, Iisus venind, cum ne-a promis, ne ia cu El în paradis. În vederea chemării numelui Lui Dumnezeu, ne plecăm pe genunchi. Tatăl nostru, îți mulțumim că ne iubești. Îți mulțumim că și astăzi, bunătatea Ta ți-a arătat-o față de noi, oamenii de pe pământ, și față de cei care ne închinăm. Ascultă din locul șederii Tale rugăciunea noastră și privește cu bunăvoință mulțumirile pe care ți le aducem. Binecuvintează-ți cuvântul și fă această dimineață din nou plină de drag și de binecuvântare pentru viețile noastre. Te lăudăm prin Iisus Hristos, acum și în veșnicie. Amin. Bună dimineața și pacea Domnului tuturor! E una din zilele frumoase ale săptămânii și ziua pe care Dumnezeu și-o favorizează ca fiind ziua a Lui, și ca atare o umple de odihnă dumnezeiască, povestind și cerând poate oamenilor ca să profite și ei de această zi a lui Dumnezeu
de această binecuvântare pe care El o pune în ea. Înainte de a deschide Scriptura pentru această ocazie, mă simt obligat să fac câteva precizări. Am fost sunat ieri de cel puțin două persoane care nu sunt de la biserica noastră din Nazda și m-au întrebat cu privire la serviciul divin dacă vom avea astăzi serviciu divin public. De asemenea, seara au venit iarăși doi frați din altă biserică care au stat afară și au întrebat ce se întâmplă azi. Am mai primit mesaje de la alți frați din biserică de la noi cu privire la acest lucru. Ceea ce trebuie să știți este că legea din punctul de vedere al bisericilor neoprotestante este aproape la fel ca înainte. În această sală de închinare nu au voie să fie decât 16 persoane. De ce am precizat chestia cu neoprotestanții? Pentru că în bisericile tradiționale oamenii nu merg la slujbă în felul nostru. Ei au obiceiul să meargă la biserică să se închine. Iar lucrul acesta îl fac de dimineața și până seara. Ca atare, limitarea numărului de persoane deodată afectează foarte puțin liturghia de la biserică, la care omul poate să vină și să plece. La noi, pentru că liturghia este de altă natură, este imposibil ca să ai o slujbă divin, un serviciu divin cu oamenii, pentru că e tot ca înainte. Doar că sunt cu 8 oameni mai mult. Serviciul divin din curte, probabil că vom apela la această oportunitate, dar și aici este destul de complicat, pentru că sunt niște reguli care nu cred că vom putea să le respectăm. Distanța dintre oameni și eu nu am pe ce criterii să las un om să intre în curte și altul nu. A anunța un serviciu divin în curte poate să mă pună în situația să vină 200 sau 500 de oameni. Venind acest număr de oameni, eu n-am unde să-i împrăștii în curte ca să respect legile date. N-am cum să-i oblig să-și pună mască. N-am cum să-i oblig să se dezinfecteze pe mâini. Adică pot să intru într-o zonă foarte nepotrivită. Cei care ne gândim că putem face lucrul acesta blocând intrarea pentru cei ce nu sunt membri în Nazna, vă respect, dar eu nu pot să închid biserica pentru un om care nu-i din Nazna. N-am cum să fac treaba asta. Deci, rămânem la recomandarea conferinței și a Uniunii, mai așteptăm să vedem care va fi climatul din următoarele zile, următoarele săptămâni. Dacă împreună cu frații din comitet vom putea să profităm de această ușoară relaxare, vă vom anunța la momentul potrivit. Vă mulțumesc! Facem un pas mai departe în citirea verset cu verset a cărții Maleahi, ultima din prorocii mici, ceea ce este interesant este că Dumnezeu alege ca Vechiul Testament sau prima parte a Scripturii să se încheie cu cartea prorocului Maleahi, deși cronologic nu cred că n-au mai fost după el situații importante de vorbit. Uitându-mă la această carte din nou
și mai preocupat, am observat că Dumnezeu își încheie Sfânta Scriptură, își încheie prima parte a Scripturii cu niște accente care ar surprinde în ce să se facă reforma. Și le enumăr. Dumnezeu vrea să se facă reformă în atitudinea credincioșilor cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. 2. Dumnezeu aduce în cartea aceasta și pretinde o reformă cu privire la gândirea noastră despre pretențiile pe care le are El cu privire la slujirea Lui, în special de către preoți și pastori. 3. Dumnezeu vrea o reformă cu privire la familie. 4. Dumnezeu vrea o reformă cu privire la ordinea morală. Adică nu noi numim ce e bine și ce e rău, ci El numește ce e bine și ce e rău. 5. Dumnezeu anunță că va veni un furier care va pregăti venirea lui Hristos, Fiul Lui. E vorba de Ioan Botezătorul. 6. Un alt domeniu în care ne cere reformă este zecimea și darurile. 7. Dumnezeu ne cere să facem o reformă în obiceiul nostru de a cârti, adică să nu mai cârtim, și mai bine să ne ocupăm de a studia împreună, de a vorbi unii cu alții despre Dumnezeu, încât lucrul acesta să asigure scrierea numelui nostru în cărțile Lui. 8. Este vorba despre o reformă cu privire la ce presupune judecata finală. Și 9. Dumnezeu promite că va acționa El în mod direct pentru reconcilierea membrilor familiei. Desigur, asta în cadrul familiilor care optează pentru această reconciliere. Astăzi trecem la capitolul 2 și o parte din capitolul 3 și textul de bază al mesajului se află în capitolul 2 cu versetul 7, care spune așa: căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătura, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Avem aici din partea lui Dumnezeu o pretenție, o descriere sau o definiție a ceea ce este preotul sau păstorul. Deci, buzele preotului trebuie să păzească știința. Dacă mergem prin sevă și rădăcini în toată Scriptura, nu este vorba ca buzele preotului să păzească învățăturile despre legea gravitației, nici ca buzele preotului să păzească învățăturile despre lună și soare și cum se învârte pământul sau dacă nu se învârte sau, mă rog, ce este vorba, spune Dumnezeu în Noul Testament, despre știința care e de la Dumnezeu. Dacă îți pune un om o întrebare și tu răspunzi și există răspuns la întrebarea aceea din Biblie și tu răspunzi cu alte răspunsuri, înseamnă că tu nu păzești știința lui Dumnezeu. Și din gura lui se așteaptă învățătură. Învățătură nu cu privire la matematică, nici la biologie, ci învățătură
biblică cu privire la Dumnezeu. Adică aici Dumnezeu aduce în prim plan un fel de, repet, definiție sau de punere pe înțelesul tuturor a calității și a datoriei de preot. Fericiți cei care vor ține cont de acest lucru. Capitolul 2 debutează cu relația dintre Dumnezeu și slujitorii Lui. Parcă se reia aceeași poveste. Și zice așa, acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Și vorbește despre ce se întâmplă în cazul în care slujitorii Domnului sunt neascultători. Ce se întâmplă în cazul în care un păstor n-ascultă de Dumnezeu? Nu de frați, de Dumnezeu. Nu de legi făcute de noi, de Dumnezeu. Când păstorul ascultă de frați, totul e în al nouălea cer. Când păstorul ascultă de legile făcute de noi, totul este perfect. Și din punct de vedere al aprecierii și al promovării și al numelui și al tot. Numai că noi poate nu realizăm ce se întâmplă dacă n-asculți de Dumnezeu, ca preot. Și aici Dumnezeu notează. Când un păstor sau un preot n-ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu va arunca blestemul său peste preotul acesta. A, da, am mașină, am copii, am nevastă, am casă, mi se sărută mâna. Ăla-i blestemul. Și o să fie și altul. Ce se mai întâmplă când un slujitor n-ascultă de Dumnezeu? Voi blestema binecuvântările voastre. Zicea odată așa mai jugubăț, fratele Chețan, zice, mă Iacobe, să zic ceva. Am avut multe nunți și înmormântări la viața mea. Zice, înmormântările mi-au reușit toate. Nu mai ieși niciunul de acolo. Dar zice, nunțile nu mi-au reușit toate. În aceeași situație sunt și eu. Și aici zice că ce binecuvânt eu ca slujitor care n-ascult de Dumnezeu, Dumnezeu blastă-mă. Nu vă supărați, dragi preoți și dragi păstori, dar lucrurile devin grave. Fugitul fiecăruia dintre noi, păi, dar nu mă mai hirotonește pe mine odată să pot și eu să fac aia, să fac aia, să fac aia. Fiecare tânjim, bă, în sfârșit m-a binecuvântat, dă-i în coaș, dă-i în col, dă-i... Da, e ceva. Numai problema este, ești în relație de complementaritate și pace cu Dumnezeu. Că dacă nu tot ce binecuvintez eu, Dumnezeu blastă-mă. Mai departe, zice, n-aveți pe inimă porunca mea. Auzi ce relație între preot și Dumnezeu? Ca preotul să n-aibă pe inimă porunca lui. Dar ce am pe inimă? Canoane, dogme, doctrine, articole, comunicate. Păi, dragul meu coleg și dragul meu ierarh, eu înțeleg că am fost chemat în lucrarea de pastorație pentru ca să am pe inimă poruncile lui Dumnezeu. Orice altă indicație care intră în conflict cu treaba asta e abrogată de la sine. Nici nu e nevoie să fie pusă în discuție. Alt lucru
Vă voi nimici sămânța. Dacă stau și mă uit între noi, între păstori, și dacă vă uitați și voi, și dacă ne uităm așa, cu bun simț, fiecare să ne judecăm singuri, nu există copii așa de blestemați de Dumnezeu în toată biserica, cum sunt copiii noștri de pastori. A, umblăm noi cu artificii și pompe și pozăm, dar nu există copii blestemați de Dumnezeu ca ai noștri. Exact cum scrie. De ce? Pentru că noi nu avem pe inimă poruncile lui Dumnezeu și legile Lui. Avem altceva. Asta este relația dintre Dumnezeu și slujitorii care nu-L reprezintă. Ne spune Maleahi în capitolul 2, versetele 1 până la 9. În partea a doua, a acestui pasaj, Dumnezeu reînvie importanța legământului cu Levi. Da, nu vrem să mai existe preoți, noi neoprotestanți, numai că noi când nu vrem să existe preoți, noi declarăm că nu vrem să existăm nici noi. Ori asta nu se poate. Că recunoaștem, nu recunoaștem, vrem, nu vrem, că ne numim păstori, că ne numim pastori, că ne numim slujitori, suntem preoți, dragii mei. Și activitatea noastră de la biserică se justifică prin legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Levi. Dacă legământul acela a căzut, nu se justifică și derea mea aici, de nicio culoare. Iar aici Dumnezeu aduce aminte și aduce în discuție legământul cu Levi și spune aici: legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I-l am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. A făcut Dumnezeu un legământ cu seminția lui Levi, adică prin el cu noi. Și legământul acesta l-a făcut ca legământ de viață și de pace. Și ne l-a dat Dumnezeu legământul acesta ca preoți și ca păstori, ca să ne temem de el. Și aici ne bifurcăm. Levi a tremurat de Dumnezeu și s-a temut. Noi nu tremurăm și nu ne temem. Pe cale de consecință, buzele preotului trebuie să păzească știința, nu se mai poate împlini, pentru că un preot care nu are spaima și frica de Dumnezeu, un păstor care nu tremură înaintea lui Dumnezeu, în gura lui nu are cum să fie cuvintele științei lui Dumnezeu și în inima lui nu are cum să fie legile lui Dumnezeu. Scump slujitori ai altarului, refaceți legământul nu confesional, ci levitic. Și dintr-o dată o să vedem că suntem slujitorii aceluiași Dumnezeu, cu aceleași principii. Și zice Dumnezeu: dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți, ați călcat legământul lui Levi, de aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Am fost, până n-am ajuns păstor, am fost în adunări administrative și mi-aș fi dorit orice, în iad sau în cer, numai păstor să nu fiu, când am văzut ce fac oamenii din sală cu păstorul. Nu-i bine, numai că aș zice Dumnezeu, pentru că
Nu vreți să refaceți legământul lui Levi? Am să vă fac și eu să fiți disprețuiți înaintea poporului. Dragii mei, haideți să refacem legământul lui Levi. Să purtăm în inima noastră ca preoți și pastori legile lui Dumnezeu. Și să purtăm în trupul nostru și în afectele noastre frica și tremurul de Dumnezeu. Și totul va fi altfel. Oare de ce? De ce ne e frică să facem și acest exercițiu de pocăință? Nu știu. Începând cu versetul 10, Dumnezeu readuce înaintea noastră parabola Tatălui. Numai că prin ea ne aduce învățătură din alt compartiment al vieții. În capitolul 1, Dumnezeu s-a folosit de parabola Tatălui ca să arate că El este Tatăl și noi preoții suntem fiii Lui și ar trebui să-L cinstim. Și acum aduce iarăși în discuție parabola aceasta și zice: nu avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pe cale de consecință, noi n-ar trebui să cinstim acest tată? Prin ce să-l cinstim? Prin rugăciuni? Nu. Prin daruri? Nu, acum cel puțin. Prin venitul la biserică? Nu. Prin facere de bine? Nu. Nu. Dar prin ce? N-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Până aici încă nu știi despre ce e vorba, dar pe urmă afli. Citesc. Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urăciune. Care, Doamne? Iuda a spurcat ce este închinat Domnului și ce iubește Dumnezeu. Ce a făcut, Doamne, așa de catastrofal? Păi ce să facă? S-a însurat cu fica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel care veghează și răspunde, îl va nimici din cortul lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Aduce Dumnezeu în discuție ca reformă la capătul primei părți a Scripturii, problema familiei. Și condiționează de familie toate jertfele. Adică dacă în casa ta nu-i bine, nici rugăciune, nici facere de bine, nici daruri, nici lucrare misionară, nici activități ale sistemului nostru bisericesc, creștin, nimic nu-i primit, ci dimpotrivă. Zice, voi nimici pe cel care mi-aduce un dar de mâncare și casa lui nu-i pe criteriile Scripturii mele. Cum e în casă la tine, fratele meu? Cum e în casă la tine, sora mea? E așa? Și zice, păi și întrebați că de ce? Păi să vă spun de ce. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat un legământ. Dumnezeu a fost martor aici. S-a dat așa și s-a uitat. Să vadă ce zice Iacob,
Și ce zice Lia? Și zice acum, cum mai întrebai comane pentru ce? Păi dacă ești necredincios ei, tovarășii tale cu care ești acum, păi mai ai întrebări? Mai ai întrebări? Și o spuneam altădată, am cei care jucăm de evlavioși, cei care suntem mai puternici financiar, cei care suntem mai puternici de gură, cei care ne asumăm, ne arogăm un anumit statut intelectual, toți ne-am folosit de puterea noastră de pe unde am putut și cum am putut, pentru ca să încovoiem, să călcăm în picioare demnitatea pastorală, ca să dăm dezlegări până la cer și înapoi, încât te pomenești cu bărba la a treia sau a patra nevastă, mare pastor sau mare presbiter. Sau te întâlnești cu bărbat care a avut trei neveste și stă cu a patra cu care e concubină și el e trezorier de uniune în nu știu care țară. Sau te pomenești cum trebuie să declari strâns la zi de realitate că cei care au divorțat și s-au recăsătorit îs mai buni ca ceilalți. Da. Ăștia suntem noi. Și nu că ăștia suntem noi, nici nu ne-e rușine de chestia asta. Nu că nu ne-e rușine de chestia asta, ne chiar lăudăm. Ce, Domnule, adică Dumnezeu poate să ierte și noi, nu? Ba da. Și nu numai că nu vedem că e un conflict între noi și Dumnezeu, ci în exemplele acestea care deja e plin de ele, exemplificăm felul în care iartă și promovează Dumnezeu. Și când vede Dumnezeu târla aceasta de nemernici ce suntem, strigă și zice: eu urăsc despărțirea în căsătorie. Știi pe cine interesează chestia asta? Din biserică. Pe nimeni. Ci continuăm. Omul simplu în felul care poate. Omul mai educat în felul care poate. Omul mai cu bani în felul care poate. Sărac în felul care poate. Continuăm să punem presiuni pe gâtul și pe beregata păstorilor ca să se scoată o dată afară cu asta, nu mai suportăm. Să fac fiecare ce vrea. Să vezi ce frumos e atunci. Și Dumnezeu strigă din ceruri: urăsc! Și apoi vine unul din ăsta, de ăsta mare biblist, și pune întrebarea retorică: poate Dumnezeu să urască? Și dă răspunsul: nu. Și după citește versetul ăsta și zice, asta este o problemă ce ține de ebraisme, de... Da. Ne-am liniștit. Scumpii mei oameni, la urma urmei, în ceea ce ne privește totul e bine. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, totul este blestem. Se întâmplă acum cu legile europene că se enervează doamna sau domnul din casă, fratele sau sora, pune una pe telefon și dă telefon la autorități. Și autoritățile vin și gata, zice, separare. N-ai voie să te apropii de ea mai mult de 300 de kilometri. Și ei amândoi sunt adventiști. Și biserica tace.
Păi cum să taci? Cum să taci? Nu luptă nimeni. N-are nimeni revendicări. Totul e în aer. Și zice Dumnezeu că pe cel care veghează și răspunde, îl va nimici din costurile lui Iacob și va nimici pe cel care aduce dar înaintea lui Dumnezeu, dar care n-are familia cum trebuie. O să zici, păi frate, eu n-am familie cum trebuie de când m-am însurat și atâta de bine merge și toate darurile pe care le-am dat au fost primite. Stai ușor. Stai ușor, că o să vezi tu ce daruri ți-au fost primite și o să vezi tu cât de bine ți-a mers. Numai 15 minute este doar o măsea. S-au dus dracului toate darurile. Dar o să fie mai mult. O să fie mai mult. Nu ne-a dat Dumnezeu, nu ne-a dat unul Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere unul singur Dumnezeu? Cere sămânță dumnezeiască. Cere sămânță dumnezeiască. Ai auzit? Ceea ce scuipi tu și dai la o parte dintre tine și nevasta ta sau dintre nevastă și tine. Ceea ce te-au învățat niște, nu mai vreau să-i numesc nici cum, că patul ăla e pentru păcătoși, nu e pentru noi. Ai auzit ce zice Scriptura? Că pornografia din dormitorul tău este sămânță dumnezeiască. Ai auzit? Să n-auzi. Și apoi zice Dumnezeu, voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați cu ce l-am obosit. Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Ai auzit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului. Frate, cum îl propuneți de prezbiter că are 3 copii de la 4 neveste? A, dar s-a pocăit. Păi nu am zis cum s-a pocăit, da? Cum îl pui prezbiter? Că totuși. Dar, frate, cum este în lucrare, fratele păstor, că e la a doua sau la a treia nevastă? Da, 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 ele au fost de vină, nu el. Da, el a fost de vină, nu el, da. El cum e păstor? Păi cum? Ia uite cum, că scrie aici. Pe cel ce face rău, îl numiți bun înaintea Domnului. Și acum, sigur că la declarația asta mea o să se găsească 5-5 să zică că fratele Coman vorbește de rău biserica. Nu vorbesc de rău biserica, dragii mei. Să trăiți voi atât de mult cât iubesc eu biserica asta. Eu fac apel la bunul tău simț. N-ar fi bine și frumos să iei o hârtie să scrii. Dragii mei, nu sunt pentru slujba asta. Și să faci altceva și Dumnezeu va fi cu tine. Nu se poate. Nu se poate. De ce? Vă spuneam aseară. Pentru că nu Dumnezeu e stăpân, ci noi suntem stăpâni.
Ca atare, Dumnezeu este robul nostru, nu noi suntem robii Lui. Și apoi se aude întrebarea, unde este Dumnezeul dreptății? Nicăieri. După ce termină Dumnezeu aici în capitolul 2 din nou problema relației dintre El și slujitori, dintre însemnătatea legământului levitic care trebuie reparată. Și reparația aceasta nu constă în opiniile noastre cu privire la ce suntem sau oficializări sau neoficializări. Nu, reparația aceasta de legământ constă ca eu, ca păstor, să am în inima mea numai legile lui Dumnezeu, nicio altă lege. După ce termină Dumnezeu treaba asta și apoi readuce problema familiei în discuție, declarând la modul absurd și la modul jignitor, urăsc pe cei ce se despart. Dar nu contează ce spun eu sau ce îmi spui tu. Dar dacă sunt în situația aceasta, sunt un om urât de Dumnezeu. Dacă te urăsc niște prieteni sau niște dușmani, o mai scoți cum o mai scoți. Dacă să te urască Dumnezeu, nu știu cum e. După aceea Dumnezeu deschide drumul spre viitor, spre rezolvarea tuturor situațiilor. Și zice așa în versetul 1 din capitolul 3. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului și ca leșea înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăța argintul, va curăți pe fiii lui Levi, va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva voastră, împotriva descântărilor, a preacurviilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata sâmbriașului, care asupresc pe văduvă, pe orfan, pe... și așa mai departe. Aici este un pasaj, dragii mei, extraordinar. Dumnezeu trimite pe Ioan Botezătorul ca să deschidă drumul lui Hristos. Și drumul deschis al lui Hristos este plin de prezența lui Dumnezeu Tatăl în existența plenară a Fiului Său, care vine cu un scop. Vine cu un scop. Nu duceți versetele astea la Apocalipsă. Nu, nu. Lăsați-le la Betleem. Zice așa. Cine va putea să sufere ziua venirii Lui? A nașterii Lui? Nimeni! Nici nu l-a lăsat să nască, să se nască. Cine va rămâne în picioare când se va arăta El? Nimeni. Prezența lui Hristos i-a bulversat pe toți. El va fi ca focul topitorului și ca leșea înărbitorului. A topit prin prezența Lui și în locul în care a fost El orice gândire murdară. Totul a demontat, a distrus totul prin prezența Lui. El va ședea și va topi și va curăți ca argintul, va curăți pe fiii lui Levi și prezența Lui îi mustra pe toți preoții de atunci și îi curăța
îi va lămuri caurul. Și pentru toate acestea s-a auzit un singur strigăt. Răstignește-l! Cine ne-a promis nouă? Și care Dumnezeu ne-a făgăduit nouă? Că prezența lui Hristos în inimile noastre are alt scop decât cel de acolo. Nu, dragii mei, Hristos în noi, nădejdea slavei, are același scop care l-a avut în Israel când umbla printre oameni la Ierusalim. Același scop, ca să topească, să curețe, să albească, încât, zice în versetul 3, eu și cu tine să ajung capabil să aduc daruri neprihănite. Și apoi se întâmplă un lucru interesant. Cel în care Hristosul nu poate realiza acest lucru, pentru că îl refuză, atunci va face altceva, zice în versetul 5. Nu vrei asta? Nicio problemă. O să-ți fac ceva la care nu mă mai interesează dacă vrei sau nu. Când vreau să te curăț, când vreau să topesc tot răul din tine, când vreau să dau o notă albă a existenței tale, când vreau să te proiectez ca slavă pentru Dumnezeu, te întreb dacă vrei și dacă zici nu, mă retrag, sunt cu bun simț. Dar dacă ai refuzat asta, am să fac ceva la care nu mă mai interesează consimțământul tău, ci voi face fie că vrei, fie că nu vrei. Și ce vei face, Doamne Iisuse Hristoase? Păi uite ce voi face. Mă voi apropia ca să te judec. Mă voi grăbi ca să mărturisesc împotriva descântătorilor și a descântecilor din tine. Mă voi grăbi ca să mărturisesc împotriva preacurviilor tale. Mă voi grăbi ca să mărturisesc împotriva jurămintelor tale strâmbe, din nou vine minciuna. Mă voi grăbi ca să te pedepsesc pentru că oprești plata celui care lucră prin leu sau prin cinci. Mă voi grăbi ca să te pedepsesc pentru că asuprești pe femeia care n-are niciun sprijin, n-are pe cineva lângă ea care să strige: vezi-ți bă de treabă că iau să cură la tine, ce ai cu nevastă mea? Mă voi grăbi ca să te zdrobesc pe tine, care te legi de copilul care n-are mamă și tată, care să zică: bă, vezi că dacă te atingi de copilul meu, nu știu, te mănânc, mă. Mă voi grăbi ca să te calc în picioare pe cel care îl nedreptățești pe străin. Ce, bă, ai venit tu aici, mare măștacă, de nu știu unde, du-te acolo acasă la tine, bă, nu aici. Mă voi grăbi și acum ține minte, ca să zdrobesc pe cel care nu se teme de mine. Lăsați-mă cu respectul și cu poveștile astea de filologie. Mă voi grăbi ca să strivesc pe cei care nu se tem de mine. Acesta este Hristosul în opțiunea viitoristă a lui Dumnezeu, notat în cartea lui Maleahi. Și Ioan vine și spune: nu vă grăbiți să vă închinați mie. Aveți grijă ce faceți. Eu nu fac decât cosesc ca să fac o cărare pentru cel care vine. Hai să citim în Matei, capitolul 11, Dumnezeu notează următoarele cuvinte despre acest eveniment. Matei, capitolul 11, citesc de la versetul 6.
Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? Că s-au dus toți în pustie să-l vadă pe Ioan. Ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat? Pardon, o trestie clătinată de vânt? Adică trestia crește așa la grămadă, cu tarlale întregi. Și când bate vântul, se lasă și se ridică înapoi. Dar dacă este un singur fir de trestie și bate vântul, știți ce se întâmplă chiar? Se rupe. Nu papură trestie, se rupe. Și ce ați zis? Să vedeți un fir de trestie legănat de vânt? Mai îl dă un pic mai tare și pac, se rupe. Ce ați zis să vedeți? A, n-ați zis să vedeți așa ceva. Păi zice, dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Dacă n-ați ieșit să vedeți o trestie legănată de vânt, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Păi nu, că nu era îmbrăcat în haine moi. Păi atunci, ce ați ieșit să vedeți? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților, nu umblă de nebun prin pustie. Ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Vă spun că nu e numai proroc, e mai mult decât un proroc. Este cel mai important om de pe pământ născut din femeie. Iată, trimite înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei neprihăniți sau născuți din femeie, nu s-a sculat niciunul mai mare ca Ioan Botezătorul. Dumnezeu poruncește prorocului Maleahi ca în sau pe pilonii acestor segmente de viață religioasă care ar trebui reparate, reformate, să aducă în față minunata și desăvârșita lucrare a lui Hristos pe calea pregătită de Ioan. Scumpul meu frate și soră, dacă vrei, lasă pe Hristos să facă în tine ce scrie aici. Dacă nu va face în tine și în mine ce scrie aici, atunci va face cealaltă parte unde nu ne mai cere consimțământul. Și atunci vom deveni, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cei mai nenorociți dintre oameni. Pentru că atunci se va împlini Scriptura care zice că noi ne-am încrezut în Iisus Hristos doar pentru viața aceasta. Dumnezeu să vă ajute vouă și Dumnezeu să-mi ajute mie ca să-L alegem pe Hristos nu doar pentru viața aceasta. Amin. Dragii mei oameni, cu această rugăciune de taină încheiem popasul duhovnicesc de dimineață. Ne uităm să vă spun că vă aștept cu drag după amiaz la ora 5. Va fi ultima slujbă din ciclul Atunci și Acum, în care am parcurs împreună toți prorocii mici. Slavă lui Dumnezeu pentru acest lucru și încă o dată mulțumiri lui Dumnezeu și mulțumiri vouă pentru această jertfă pe care am putut să o aduc. Fiți binecuvântați și iubiți de Dumnezeu. Amin.
să dea frumoase flori, chiar din inimioara mea, buchete de culori. Doamne, Tu să dai în dar numai bucurii de sus, să-mi iau să fiu vlăstar, să-mi flăsun ca Iisus. Mama mea, ești ca o stea, ochii tăi sunt ca doi soi. Ești mereu pe calea mea, cu iubire și culori. Doamne, Tu să dai dar numai bucurii de sus, să-mi ajut să fiu vlăstar, să-mi floresc ca Iisus. Thank you.
Trec oameni pe lângă noi în grabă, aleargă toți după nevoi în grabă. Și dacă te salut, o face tot în grabă, iar de zâmbește o face scurt și tot în grabă. Fugă mereu triști și tot în grabă.